Nu am. N-a avut trenul întârziere. Nu, dar a plecat deja până ăsta, dar am reușit să fur ceva pentru tine, a, special. Mulțumesc, pentru mulțumesc, că suntem în Băile Herculane, nu? Exact. Băile lui Hercule. Nu puteam să începem mai bine călătoria asta decât cu o floare. Cu o floare și cu, un deja zâmbet, cu un zâmbet și cu un loc pe atât care trebuia să-l vizităm. Frumos, atât de frumos, o clădire ridicată ca acum vreo 130 ceva de ani, atunci când s-a prelungit linia de Orient Express de Paris, Timișoara, Orșova și apoi mai departe spre București și Istanbul. Cum călătorul ieșea de bine cu drumul? Noi nu suntem la Viena, ci la Herculane. La Herculane. Să vedem ce ne așteaptă. Profesor. Cu izvorul Higeia, unul dintre cele mai vechi și cunoscute, care cândva era închinat acelei zeițe, și să ne gândim la izvoare când anume sunt ele atestate. Pentru că locuirea umană la Herculane de astăzi este din Paleolitic. Puțin după hotel imediat se află peștera Haiducilor, unde s-au descoperit nivele de locuire din Paleolitic, mai multe nivele, apoi din epoca pietrei neolitic, epoca bronzului și așa mai departe, a fost locuită chiar și în Evul Mediu. În privința apelor sacre a lui Hercules, povestea începe la anul 153, era noastră sau după Hristos, atunci când doi oficiari romani se întorc de la Roma, după ce au asistat la alegerea unui nou consul, și pun aici o tablă. Spun că această tablă este pentru, mă rog, întoarcerea lor cu bine din călătoria cea lungă și tabla a fost pusă, acest monument, la apele sfinte a lui Hercules. Povestea cu Hercule și apele termale este apele acestea tămăduiesc și îți redau puterile așa cum le avea Hercule. Deci în mitologia romană. Stațiunea a fost din an în an tot mai bine vizitată, tot mai bine utilată. Pe în lângă perioada Habsburgilor deja era stațiune, venea lumea și din Imperiu la Tratament. Către sfârșitul secolului al XVIII-lea, foarte mulți funcționari din zona Banatului, boieri din țara românească, sunt deja înscrisuri, veneau fie în concediu, fie la cură la băile lui Hercules, la băile de la Megia, cum ziceau bănățelii. Noi nu avem astăzi parte de binefacerile apelor minerale, dar ne mulțumim cu peisajul dominat de pinul negru de Banat și cu susurul Cernei. Lucrurile astea vin în completarea poveștilor despre Herculane și le întregesc farmecul. Am ajuns în Băile Herculane, la locul pe care cred că îl cunoaște toată lumea, statuia lui Hercules. Loc unde fiecare turist își face măcar o fotografie sau filmează. Statuia este aici din 1847, ceea ce remarcăm robustețea, da, lui Hercule, ce mai remarcăm luciul acestui fier de tun. Da? Din fier de tun e, da, făcută. Este, de fapt, simbolul stațiunii, foarte bine ales. Și, de fapt, este piața, dacă vreți, sau centrul stațiunii Băile Herculane, unde sunt clădiri foarte interesante. Clădirile au fost, în secolul al XVIII-lea, ridicate fie cazăni, fie stabilimente de băi, și au fost refăcute cândva, acum vreo 160 și ceva de ani. Ele sunt diferite ca stilul de construcție. Fiecare dintre încăperi a fost camere în care stăteau oaspeții. Majoritatea dintre ele au avut și instalații de băi, de obicei la parter. Și pe aici era cândva o mare animație, pentru că veneau oaspeți din toate părțile Europei, din centrul Europei încoace, din estul Europei la fel, din sudul continentului la fel, pentru puterea tămăduitoare a apelor. Ne continuăm plimbarea prin stațiune, luând calea promenadei. Trecem pe lângă podul vechi din piatră, mai vechi chiar decât clădirile pe care le-am văzut și care, arcuindu-se peste Cerna, împarte în două vechea stațiune. Alegem însă să trecem pe sub colonada ridicată acum 150 de ani și care făcea legătura între hoteluri și băi. Băile imperiale, către care ne îndreptăm și noi, odată ce traversăm râul.
Ridicată pe malul Cernei, clădirea băilor se păstrează intactă și are somptuozitatea unei construcții imperiale. La vremea aceea, băile Neptun sau băile imperiale, cum mai sunt cunoscute, erau probabil cele mai mari și cele mai căutate băi din oraș, fiind și un bun loc de promenadă și socializare. Complexul balnear, împărțit în sector pentru femei și sector pentru bărbați, era dotat cu vestiare, săli pentru baie și pentru tot felul de proceduri terapeutice. Ce mai, un adevărat spa, la mare căutare în vremuri de demult. Peste drum, chiar vis-a-vis, un alt loc foarte popular odinioară, cazinoul stațiunii. Hei, am ajuns și la casino, locul unde lumea bună din Imperiu și nu numai alte vremuri. Și din Republică venea, juca, pentru că este clădirea aceasta frumoasă de peste 150 de ani. Care se păstrează destul de bine. Încă destul de bine, care are sala de jocuri, are sala de bal, undeva aici în dreapta se găsește astăzi muzeul din Băi de Herculane, iar pe această colonadă se putea merge de la un hotel la celălalt, cele două hoteluri, zicem, imperiale, da? Și se putea trece foarte frumos, apoi aici în față erau mese, și în care, deci, lumea care ieșea sau venea putea să servească ceva. Cred că au fost momente în care Herculane a fost și gazda unor evenimente importante, spuneați mai devreme. Da, a fost cândva, pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, o întâlnire între Franz Iosef, împăratul Austriei, Carol I, regele României și regele Serbiei. Acesta a fost o dată, a mai fost altă dată. Herculanele a fost locul unde s-au pus la cale tot felul de înțelegeri, mai mult sau mai puțin oficiale, între state. În același timp, Herculanele a fost un loc unde, de la Vasile Alexandri, înainte de la Dinicu Golescu, care pe la 1830 și ceva vorbește despre Herculane, la Vasile Alexandri, care a venit aici să strateze, a fost de mai multe ori, și, în general, Tudor Vladimirescu, de exemplu, și mulți alții din pleada ce vestită a politicii sau a culturii românești, și nu numai, chiar și maghiare și austriece sau sârbești, au venit aici, au petrecut câteva săptămâni la cură sau la recreere. Ne luăm rămas bun de la băile lui Hercules. Mai avem astăzi un drum de făcut.